Insecure, baby, when I'm solo. Cause all I have is just a halo. I'm gonna do all that I don't know. So you will be here tonight. Eugen, tot ce s-a întâmplat în viața ta? Ce s-a întâmplat? Schimbări. Schimbări. Tu ești solo acum? Solo. Mamă, eu încă pierd în cap, nu mi-am pus-o niciodată în viață de când prezint emisiunea asta. Măi, serios? Serios? Eu aproape că n-aveam de gând să întreb nimic la tema asta, eram sigură că... Dar am spus-o singur, mă rog, nu văd nimic. Dar eram sigură că ești pe vechi, știi? Și ziceam, acum că am venit titlul piesei solo. Da. Ceea ce s-a întâmplat în viața ta, te-a inspirat să scrii piesa asta? Nu neapărat. Piesa asta a fost compusă cu mult mai înainte decât s-a terminat relația, oricum. Tu vezi, deși eu nu cânt piesă de jele. Iată-i atât, da. Nu trebuie de cântat piese de jele. Nu e Păi uite, poate tu ai atras ruperea asta în viața ta, nu-ți pare? Poate prin textul acesta, prin faptul... Nici într-un fel. Nu? Piesa asta, de fapt, are cu totul alt fel de mesaj. Eu atunci când am făcut toată treaba asta și toate mișcările din videoclip, demonstrează că este ceva pozitiv în toată singurătatea. Deci trebuie să uităm frumos în singurătate, dacă ea este în viața noastră. Și asta am încercat să demonstrez în acest videoclip. Nu vreau să trecem la altă temă, oricum vreau să vorbesc de videoclip și de piesă, dar așa tangențial, dacă tot am făcut deja paralela la asta. Tu ești bine? Foarte bine. Ești ok? Cum de n-ar fi? N-a fost ferință, lacrimi, bătăi? Nu. Totul e maxim de diplomatic, pentru că așa trebuie să fie. Trebuie să nu ne pierdem timpul unul altuia, dar să încercăm dacă să mai simțim că nu e ok. Și fata? Ce la fel. E bine? Păi cum să nu fie? Ați rămas în relații frumoase. Da. Da. Tu ai mai spus asta? Eu prima dată. Nu am mai spus asta niciodată, pentru că nu m-a întrebat nimeni niciodată. Da, ia auzi. Da, îți chinem un vedet la Vedete Fără Secrete la Buzeu TV. Știi acum ce vreau să-ți spun? Deci toate fetele, de la toate emisiunile noastre care sunt aici, vor prelua această informație și vor face despre tot felul de știri, video și pe internet. După care, celelalte site-uri de știri de la noi vor scrie, cum se întâmplă de multe ori. Da. În emisiunea Dăniței German, Vedete Fără Secrete, s-a auzit un mare secret. Așa că pregătește-te să fii în gura lumii. Nu știu, acum sper să nu-ți muși limba după că ai deschis paranteza. Nu văd nimic în asta deosebit. De panică sau de... Nu e trist nimic aici. Păi să știi că o să fii în toate știrile de top. Gata, acum te-am făcut vedetă acesta. Un pic de PR negru, nu putem dar niciodată. Dar nu e negru, e sur. Da, e sur. Ia auzi, da. Mă simt de parcă aș vorbi, știi, ca între prieteni, de parcă nici n-am avea niște camere de luat vedere pe fețele noastre. Bun, deci piesa nu are nicio treabă cu ceea ce s-a întâmplat cu ruptura care s-a produs în viața ta. Da. A venit piesa pur și simplu, ai simțit tot așa cu inima. Când ai început să o lucrezi? Chiar îndată, când am început să o compun, când mi-a venit prima melodie, am început din dată să fac și orchestrația.